Dacă în urmă cu două săptămâni sportivii clubului Budokan Riu au participat la Timișoara la un stagiu de pregătire tehnică, săptămâna trecută aceștia s-au deplasat la Turda, unde s-a desfășurat Cupa Potaisa la karate. La acest turneu, sportivii de Jean și Gherlen, care aparțin de clubul Budokan Riu, au obținut 4 medalii de aur, 4 medalii de argint și o medalie de bronz. Tot la finalul săptămânii trecute în Irlanda s-a desfășurat un turneu internațional de karate la care au participat echipe din Irlanda, Danemarca, Belgia, România și Anglia. Sportiva din Dej, Diana Georgian, a participat la acest turneu din partea clubului Politehnica Cluj și a reușit să obțină 3 medalii de aur la probele de cumite individual 18-20 de ani, cumite senior și la proba de cumite pe echipe. Mai multe detalii aflăm de la Bogdan Savu, antrenor președinte Clubul Sportiv Budokan Riu. A fost la Timișoara, unde s-a desfășurat un stagiu de pregătire tehnică cu maestru Christophe Pinal din Franța. Au fost 8 antrenamente care au adunat în sală în jur de 400 de participanți din federații noastre și din alte federații. Cantonamentul a fost deosebit de frumos, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere tehnic. Săptămâna trecută am participat la Cupa Potaisa, ediția 2012, la Turda, unde am obținut cu sportivii 4 medalii de aur, 4 medalii de argint și o medalie de bronz. Ca să îi nominalizăm pe sportivii care au obținut aceste rezultate. La medalie de aur au obținut Pănescu Dorin, Hatos Alexandru, deci toate rezultatele obținute sunt la probele de cumite, individual și de echipe. Pănescu Dorin împreună cu Bota Vlad și cu Darius Stan au obținut medalie de aur la probe de cumite echipe. Boca Denisa și Cicioveanu Lorena au obținut la fel la proba de cumite echipe medalii de aur. Medalii de argint au obținut Boca Denisa, Cicioveanu Lorena, Bota Vlad și Orban Rebecca la lupte individual și medalii de bronz au obținut Sergiu Roman cu Bărbos Cristian și cu Isai Sebastian la probă de cumite echipe. Tot weekendul trecut, în paralel, s-a desfășurat în Irlanda un turneu internațional de karate organizat de Federația Ulster Karate. Concursul s-a numit Ulster Karate Cup. A fost organizat în Irlanda de Nord, în Burnfoot. Au participat delegații din Danemarca, Belgia, Anglia, Irlanda și România. La acest turneu a participat și sportiva Georgian Diana, care împreună cu Clubul Politehnica de data aceasta a participat, a obținut 3 medalii de aur, una la proba individuală de cumite juniori, deci 18-20 de ani, una la proba de cumite individual senior, plus 21 de ani, și una la proba de cumite echipe. Bun, ce urmează pentru clubul pe care îl reprezinți? În 22 aprilie, deci luna aceasta, o să urmeze campionatul național pentru cadeți junior și senior, deci pentru sportivi peste 15 ani la București. Luna viitoare vom avea campionatul național la Cluj pentru copii și încă o competiție de verificare, Cupa Dojokan la Iud.